O privire spre păgânismul din vechime ne arată că, înainte cu mii de ani să se fi născut Hristos, oamenii se închinau soarelui, care răsare mereu în același loc și care nu dispare niciodată ca la izvorul vieții și al nemuririi. Ei observau anual că zilele se scurtau până când ajungeau la solstițiu din 21 decembrie. Și apoi, de bucurie pentru întoarcerea acestuia, ei țineau o mare sărbătoare în cinstea soarelui renăscut. Când experimentul de construire a turnului de la Babel a devenit confuz, închinătorii la soare au fost împrăștiați în lumea întreagă. Tradițiile de Crăciun din zilele noastre au început în timpul petrecerilor păgâne din iarnă din perioada precreștină organizată de oamenii din nordul Scandinaviei pentru a-l onora pe Jul, zeul păgân al imoralității și al fertilității. În luna decembrie era organizată o petrecere de 12 zile. Unui buștean mare, considerat ca fiind idol, i se dădea foc și acest foc era menținut timp de 12 zile. În fiecare zi era ars ca jerfă un om sau un animal, iar distracțiile sălbatice și nebunești însoțeau sacrificiile zilnice. Alte popoare ca egiptenii sau romanii, venerau și ele soarele. Sărbătoarea celor din urmă, din decembrie, numită Saturnalia, corespundea unor sărbători similare din aceeași perioadă a anului ale scandinavilor, anglosaxonilor, celților și cele ale religiilor druide. Toate aceste sărbători venerau întoarcerea soarelui, având o origine comună în valea râului Eufrat, de unde au migrat diversele triburi și limbi, după amestecarea limbilor, la turnul lui Babel din vremea lui Nimrod. După moartea lui Nimrod, oamenii l-au zeificat. Aceștia au venerat soarele etern ca personificare a divinității lui Nimrod, și, în fiecare an, în timpul solstițiului de iarnă sau în cea mai scurtă zi a anului, țineau o mare sărbătoare religioasă în onoarea soarelui renăscut. Aceasta era sărbătoarea celui neînvins. Această venerare a soarelui era de fapt o venerare a diavolului. Iar ulterior, toți închinătorii la soare, păgâni, inclusiv asiaticii, egiptenii, europenii și indienii nord-americani, practicau rituri legate de soare. Când a avut loc fuziunea păgânismului cu creștinătatea apostată în secolul al IV-lea, sărbătoarea Saturnalia a fost convertită în așa zisa Christmas, adică liturgia lui Hristos. Astfel, bisericile orientale ale sirienilor și ale armenilor, ne spune enciclopedia britanică, i-au acuzat pe romani, auto-intitulați creștini, de venerarea soarelui și de idolatrie. Și aceasta pe bună dreptate. Un alt Dumnezeu păgând din Persia, numit Mitra, s-a născut chiar în data de 25 decembrie. Mitra era un zeu al soarelui invincibil, zeu luminii dintre cer și pământ, proslăvit în acea vreme de un cult roman cu multă influență. În anul 270 după Hristos, Împăratul Roman Aurelian a oficializat sărbătoarea, punând deoparte săptămâna între. 17 și 24 decembrie, care culmina cu oferirea cadourilor în ziua de 25 decembrie, pentru a celebra renașterea Zeului Soarelui. Această orgie romană le întrecea pe toate, și mai târziu a devenit cunoscută sub denumirea de Saturnalia în onoarea Zeului Saturn. Invadând Marea Britanie. Soldații romani au adus cu ei tradițiile lor păgâne și desfrânate, înrădăcinându-le în Anglia. Saturnalia a devenit cunoscută sub denumirea de Festivalul nebunilor condus de Domnul dezmățului. Iar Istoria Lumii, cu titlul pe drumul spre civilizație, pagina 164, ne spune. Sărbătoarea lui Saturn, Saturnalia, era un festival de iarnă care dura o săptămână, începând cu ziua a 25-a lunii decembrie și era celebrată cu dansuri, schimburi de daruri și arderi de lumânări. Saturnalia a fost preluată mai târziu de creștini ca și Crăciun a lor și s-a dat o nouă semnificație. Dar cu toate acestea. În predica din ziua de Crăciun anului 1712, un preot sincer a spus Puteți oare să credeți în conștiința voastră că Mântuitorul cel Sfânt este onorat prin beție, orgie obscene și o liturgie potrivită doar cu Bacus sau Saturn? Concluzia clară ce reiese din aceste fapte este că celebrarea din 25 decembrie este pur și simplu de origine păgână și demonică. De altfel, Enciclopedia Catolică, volumul 3, pagina 727, ne spune Totuși, binecunoscuta sărbătoare a soarelui, Natalis Invincti, ziua de naștere a celui neînvins, celebrată pe 25 decembrie, are o puternică înrăurire asupra datei noastre din decembrie. Sărbătorirea a devenit populară după Consiliul de la Nicea convocat de împăratul Constantin în anul 325 anul Domnului. Tus culman, o autoritate eclesiastică, ne spune, 25 decembrie, ca aniversare a nașterii lui Hristos e atestată la Roma în anul 336 și ar fi trebuit să fie deja sărbătorită cu multă vreme sub domnia lui Constantin cel Mare. Și cu toate acestea, Primii creștini nu au avut nimic de a face cu această sărbătoare păgână. Crăciunul nu se afla printre primele sărbători ale bisericii. Irineu și Tertulian îl omi din lista lor de sărbători, iar Augustin ne arată că sărbătoarea nu era derivată din uzul apostolic și nici nu fusese aprobată de vreun consiliu anterior. Aceasta ne spune Enciclopedia Catolică. Totuși, ignorând scripturile, care spuneau că probabil nașterea n-a avut loc iarna, biserica a produs confuzie în istoria biblică și a făcut ca ziua nașterii lui Isus să coincidă cu cea a zeului păgân Mitra. Astfel, data nașterii zeului soarelui a devenit acum data nașterii fiului lui Dumnezeu. Se spera că sărbătoarea păgână Saturnalia să pătrundă sub o formă legală în creștinism. Cu toate acestea, creștinul care cunoaște Sfintele Scripturi știe cât de condamnată este venerarea soarelui în ochii lui Dumnezeu. Lucru aproape universal printre păgâni, fie ei romani, africani, asiatici sau chiar amerindieni, venerarea soarelui era categoric interzisă oamenilor temători de Dumnezeu. De fiecare dată când se menționează în scripturile inspirate, este condamnat ca fiind una din cursele prin care satan, diavolul, distrage credința oamenilor de la creator și o îndrumă către un lucru creat. De pildă, în Deuteronom 4 cu suntem avertizați. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele și toată oștirea cerurilor să fii târât să te închin înaintea lor și să le slujești. Iar în Deuteronom 17 cu 3 la 5, Dumnezeu condamnă pe cel care se închină după soare, lună sau toată oștirea cerurilor și ne spune că se face vinovat de o asemenea urăciune încât merită să moară. Având toate aceste dovezi, un creștin cu siguranță va ști ce atitudine trebuie luată în legătură cu lucrurile menționate până aici.